85 de aparate destinate îngrijirii pacienților care au nevoie de oxigen suplimentar au ajuns în spitalele din Timișoara implicate în lupta împotriva COVID-19. Concentratoarele de oxigen sunt necesare pacienților infectați cu noul coronavirus care dezvoltă simptome respiratorii moderat severe. Aparatele realizează o separare a oxigenului din aer de celelalte gaze cu ajutorul unor filtre speciale ce conțin zeolit. Aceste concentratoare poate să facă diferența între viață și moarte. Și dacă un pacient cu formă moderată are insuficiență respiratorie, poate rapid să degradeze, să ajungă în terapie intensivă. Ei, oxigenoterapia poate să împiedice acest lucru. Nu toți pacienții care se internează beneficiază de oxigen. Și atunci, pentru a veni în întâmpinarea lor și a avea toate paturile acoperite cu oxigenoterapie, pentru că oxigenoterapia face jumătate din tratament, deci 50% din tratamentul pacienților cu COVID-19, special formele moderate și severe, necesită oxigenoterapie, împreună cu Lin de Gaz și mulțumim domnului primar Dominic Friț că ne-a ajutat în acest demers al nostru, am adus aceste concentratoare. Avem un proiect oxigen pentru Timișoara, vrem să avem cât de multe paturi posibile de oxigen, pentru că știm că odată un pacient cu o formă medie spre severă are cât de devreme posibil acces la oxigen, atunci probabilitatea să ajungă la ATI este mult mai scăzută. Deci, de fapt, ca să degrăvăm paturile ATI, trebuie să avem mai multe paturi cu oxigen. Avem o echipă care lucrează la asta, mobilizăm, bineînțeles, și resurse financiare și facem tot posibilul ca să putem, chiar dacă cresc acum cifrele foarte mult, să putem avea o îngrijire medicală pentru fiecare timișorean care se îmbolnăvește de COVID-19. În acest moment, toți pacienții internați în zona roșie a Spitalului de Boli Infecțioase Victor Babeș din Timișoara pot primi suport suplimentar de oxigen, fie prin conectarea aparatelor de respirare la instalația de oxigen lichid a unității sanitare, fie prin folosirea concentratoarelor sosite în cursul acestei zile.